Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene ești și pe toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Rătătorule de viață, vino și te sălăjuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, într-un numele Domnului Preacuvioasă, Părinte Vicar. Cu noi este Dumnezeu, cu al Său har și cu al Său iubire de oameni întotdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Amin. Vă rog să luați loc. Vă mărturisesc că suntem deosebit de onorați să vă avem astăzi oaspeți aici la sediul administrativ al Centrului Eparhial al Episcopiei Giurgiului, întâlnindu-ne pentru a-l comemora pe Marele Nichifor Hrainic la 50 de ani de la trecerea la cele veșnice. Și este de datoria mea, în primul rând, să fac prezentările celor care astăzi vor lua cuvântul la această masă rotundă Nichifor Hrainic 50, așa cum am intitulat-o noi în colaborare cu Muzeul Județean Teohari Antonescu din Giurgiu. Avem invitați pe domnul profesor universitar Constantin Stoienescu, profesor de filozofie la Universitatea din București, Facultatea de Filozofie, care sigur are legături și cu Giurgiu, fiind în tinerețe profesor la Colegiul Național Ion Maiorescu, domnul profesor universitar Gheorghe Anghelescu, cadru didactic universitar la Facultatea de Teologie din Târgoviște și din Constanța, unde conduce și doctorat în teologie, predă istoria filozofiei, a fost și profesor și decan al Facultății de Teologie din Craiova și secretar de stat pentru culte, domnul profesor Nicolae Scurtu, cadru didactic la Colegiul Național Gheorghe Lazar din București și un om de litere, este doctor în filologie și, stimate domnule profesor, am găsit în Biblioteca Centrului Eparhial al Episcopiei cursul de istoria literaturii bisericești și religioase moderne pe care Nichifor Hrainic l-a susținut în cadrul Facultății de Teologie din București pentru anul 3 și 4. Vă zicem bine ați venit. Mulțumesc. Avem invitat, sigur, pe domnul profesor universitar Ștefan Băun, cadru didactic universitar la Universitatea Politehnică din București, Universitatea Hiperion, prorector și decan al Facultății de Istorie din cadrul Universității Hiperion. Domnul profesor, domnul avocat Gabriel Dumitru, directorul Muzeului Județean din Giurgiu. Cred că cel mai bine ar fi să zic așa. Fost elev al domnului Stoienescu, fost elev al domnului și actual elev al domnului Păunescu. Deci cred că e cea mai... Avem invitat pe domnul dr. Florin Duțu, care este doctor în teologie cu o teză despre Părintele Arsenie Boca, dar și cu o lucrare de dizertație cu tema Nichifor Hrainic. Vă zicem bine ați venit. Sigur, domnul profesor Emil Păunescu, care s-a impus în intelectualitatea giurgiuveană și este foarte cunoscut și pe care îmi permit să îl părăsc, ca să zic așa, pentru că săptămâna aceasta va lansa la Muzeul Național acest tratat de muzeologie și, sigur, va fi un eveniment deosebit de important care încununează o muncă extraordinară în slujba istoriografiei giurgiuvene. Sunteți ca acasă, domnule profesor, domnule director. Mulțumim. Avem pe părintele profesor dr. Edmond Popa Nicolae, care este directorul Seminarului Teologic din Giurgiu,
și, sigur, ceilalți invitați care le însoțesc pe domnul profesor Anghelescu, este vorba despre domnul avocat Antoniu, despre doamna profesoară Fecioru și despre domnul Barbu Ovidiu George. Bine ați venit! Ne bucurăm de domnul avocat Antoniu Popescu. Bine ați venit! Mai și colegul nostru, domnul Grăcoveanu, de la Muzeul Județean. Și vă rog să-mi permiteți, înainte să începem discuțiile, părintele director al seminarului teologic are ascultarea să transmită mesajul de binecuvântare din partea preasfințitului părinte Ambrozie, episcopul Giurgiu. Domnilor profesori, dragă părinte vicar, în criza de spiritualitate românească de după primul război mondial, alături de alți corifei remarcabili, în spațiul cultural românesc apare figura luminoasă a lui Victor Crainer. Teologul, eseistul, filozoful, jurnalistul, publicistul și politicianul Nichifor Crainic s-a născut pe 22 decembrie 1889 ca Ion Dobre, în comuna Bulbucata, județul Flașa. El se înscrie vertiginos pe lista personalităților culturale care au declanșat dezbaterea asupra rolului ortodoxiei în viața socială, printre mari dascări care au înțeles ce este chemarea apostolică. Nichifor Crainic a fost nu numai un gânditor al ortodoxiei, ci și un trăitor al ei. Și atât în înțelegerea, cât și în trăirea ei, s-a deprins din copilărie prin via comuniune cu poporul satelor românești. De aceea, gândirea și simțirea lui creștină poartă o pecetă românească. Ceea ce face din scrisul lui Crainic o mărturie a spiritualității românești, care e o sinteză între credința ortodoxă tradițională și calitățile specifice ale poporului nostru, determinate de originea, de spațiul și de istoria lui. Creștinismul lui Nichifor Crainic nu se reduce la preceptele teologice învățate din Evanghelie și din cărți, ci un creștinism manifestat în practicile și datinile poporului român, care și-a păstrat autenticitatea lui, neslăbită și nealterată în satele noastre. Activitatea de profesor evidențiază enciclopedismul său, regăsit în cursuri de o înaltă proprietate profesională. De altfel, se număra printre profesorii mari, care țineau prelegeri solemne, inedite. Asistența era formată din studenți teologi din toți anii, din studenți de la alte facultăți sau dintr-un public ex-studențesc. După ce descoperise în perioada studiilor vieneze acel tainic ținut al misticii, Nichifor Crainic a inaugurat la Facultatea de Teologie din București cursurile de mistică. Părintele Dumitru Stăniloae a considerat cursul ținut în perioada 1935-1936 ca deschizător de drumuri în teologia mistică. Tocmai de aceea, opera culturală duhovnicească a acestui veritabil teolog al imaginii dumnezeiești de dincolo de spațiul teritorial nu poate fi evidențiată decât tot prin intermediul unui eveniment cultural duhovnicesc. Simpoziumul dedicat împlinirii celor 50 de ani de la trecerea la cele veșnice a Marelui Nichifor Crainic, organizat de Episcopia Giurgiului în parteneriat cu Muzeul Județean Teoharie Antonescu, vine să întregească tabloul unor activități deosebite desfășurate în cuprinsul eparhiei noastre în ultimii ani. Iar pe de altă parte, se înscrie șirul evenimentelor închinate anului omagial al rugăciunii și Sfinților Isihași. De aceea, salutăm cu bucurie și felicităm pe organizatori pentru inițiativa de a realiza acest eveniment, având totodată nădejdea că amintirea lucrării acestui mare mărturisitor va reprezenta model pentru fiecare dintre noi, într-o lume în care actul mărturisirii este de fapt un act de curaj, cu prețuire și binecuvântare, Ambrozie, episcopul Giurgiului. Mulțumim foarte mult și am dori domnule profesor Constantin Stoienescu să începe să ne provocați, pentru că este vorba despre o masă rotundă. Deja aș putea spune că principalele
configurații ale discuției noastre le putem regăsi de, în cuvântul care a fost acum rostit. Pentru că, iată, și eu, poate nu întâmplător, mă gândise la un punct de pornire, luând în considerare tocmai această idee a unei crize a spiritualității, despre care vorbeau intelectualii români în perioada interbelică, despre care grupul acesta de la Gândirea, un grup semnificativ pentru ce s-a întâmplat în cultura românească, a încercat să teoretizeze pe această temă și să găsească repere pentru o definire mult mai clară a identității românești. Nu pornim de la Nichifor Crainic, să spunem, și până la Mircea Eliade, care publica și el atunci în presa vremii un articol cu titlul Privilegiul de a fi minoritici. E bine, încerc să construiesc acest proiect și ori de câte ori am ocazia, firește, vorbesc fie despre Nichifor Crainic, fie despre conturarea acestui proiect în cultura românească, inclusiv în publicistica eminesciană din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, și găsesc aici o continuitate. Anume, este vorba despre un efort intelectual de consolidare a unei spiritualități. Ceea ce Nichifor Crainic încearcă să facă prin publicistica sa și chiar definește lucrurile, comparativ cu alții, într-un mod mult mai tranșant. El vorbește, de exemplu, despre haosul din cultura contemporană și consideră că există o cale, totuși, de a organiza acest haos, cum? Prin indicarea anumitor puncte cardinale. Are un articol chiar cu acest studiu, Puncte cardinale în haos, în care, iată, încearcă să indice câteva dintre reperele pe baza cărora am depășit acea stare de fragilitate a omului contemporan în față cu diversele provocări care îl îndepărtează, și aici folosesc tot o idee a lui Crainic, de ceea ce el numește împlinirea umanului. Da? Deci cum anume omul se poate împlini, poate deveni un om de plin din toate punctele de vedere, nu doar cultural, ci și din perspectiva unei tradiții și a unei istorii a grupului din care face parte. În acest sens, reperele pe care le fixează Crainic pentru a ieși din acest haos al fragilității ființei sunt, și aș propune pentru discuție, pentru că dacă vorbim despre puncte cardinale, atunci ne putem gândi la patru repere, să spunem așa, ca să sistematizăm această ordine a unui demers intelectual lucrativ. Cele patru repere pe care le regăsim cu prisosință în publicistica lui Crainic sunt ortodoxia, tradiția, educația și naționalismul. Fiecărora dintre acestea este cred eu, un lucru foarte important, pentru că Nichifor Crainic le dă anumite înțelesuri care pot reprezenta, inclusiv pentru dezbaterea actuală, nu? O discuție necesară. Cum anume să-l înțelegem pe Crainic din perspectiva acestor repere? Ei bine, El propune și în lucrările sale teologice un model teandric al împlinirii umanului. Deci acesta este modul în care fixăm acest prim reper. Ortodoxia este, să spunem, nucleul în jurul căruia ne organizăm ca ființă aflată în devenire, în așa fel încât poate găsi anumite constante de tip existențial, în confruntarea cu diverse precarități ale lumii contemporane. Le putem depăși în felul acesta prin credință și ne putem împlini.
tradiția ca un al doilea reper la care se referă crainic capătă iarăși conotații care pot fi, zic eu, foarte lămuritoare în raport cu diverse proiecte actuale. Crainic vorbește despre o tradiție istorică a lumii satului și a spațiului cultural românesc, încercând aici să facă diverse trimiteri la mulți dintre contemporanii săi sau la cei care înaintea sa scriseseră pe această temă. Astfel, în ce spațiu trăim? Care este matricea stilistică, cum spunea Blaga, în care noi ne formăm? Nu întâmplător, Crainic, fiind de aici, din câmpia, să spunem, din spațiul Valah, are o părere diferită de ondulațiunea pe care o propunea Blaga, cu ideea că matriceală este această curgere de al vale. După Crainic, mai degrabă, constanta sufletului românesc în spațiul Valah, muntean, este aceea a unei câmpii care se întinde la orizont, dar este din când în când întretăiată de către o fântână cu cumpănă. Nu? Deci iată semnificativ această punctare a unei verticalități a fântânii în spațiul orizontal și a cumpenei, care înseamnă firește metaforic mult mai mult decât o simplă construcție utilitară. Rezonează foarte bine în această privință cu personaje istorice despre care scrie în articolele sale pentru a contura tradiția istorică la care el se referă. Foarte interesant, îl menționează pe Avram Iancu, deci în acest sens consideră că personajul acesta istoric este emblematic pentru tradiția istorică românească, iar din literatură, doi poeți îi sunt foarte aproape și vom înțelege apoi și poezia lui Crainic pornind de la aceste surse. Este vorba despre George Coșbuc, pe care îl consideră că nu doar prin conținutul textual, dar și prin ritmul și rima rostirii sale poetice, dă măsura felului de a fi al românescului, și de asemenea Octavian Goga. Deci ei sunt cele două nume din poezia românească pe baza cărora putem să identificăm o tradiție culturală de înaintare. Ei bine, prin această raportare la tradiție, putem configura și actul educativ. Crainic se referă de multe ori la tineri în acest sens, considerând că ei sunt cei care trebuie să primească această educație din perspectiva reperelor menționate anterior, nu? Ortodoxia și tradiția istorică, pentru că tinerii sunt cei care vor alege viitorul și vine cu o judecată de felul acesta. Prin felul în care îi educăm pe tineri astăzi, vom avea un viitor ulterior, pentru că ei sunt cei care vor face alegerile. Dar acest spațiu al alegerilor este pregătit educațional de noi acum, nu? Și de aici această responsabilitate pe care Crainic o identifică pentru generația sa, pentru generația interbelică. În fine, cel de-al patrulea reper pe care îl menționează Crainic este un naționalism care trebuie neapărat deslușit pentru a fi bine înțeles. El caracterizează naționalismul în termenii, hai să folosesc cuvântul grecesc, demofilie, adică termenii iubirii de popor. Nu? A fi naționalist, asta înseamnă a te identifica cu un grup, pentru că nu trăiești în izolare și în singurătate, ci ești
membru al unei comunități și în acest sens rostirile lui Crainic devin foarte semnificative, pentru că el înțelege naționalismul ca o formă de solidaritate. Ăsta ar fi cuvântul cheie. Deci a iubi poporul înseamnă a pune pe prim plan solidaritatea dintre oameni, faptul că ei sunt împreună în comunitate și în felul acesta trebuie să învețe să trăiască și în acest sens găsim în propunerile făcute de Crainic și delimitări față de alte forme comunitare. De exemplu, egalitarismul dus până în, la ultimele sale consecințe este considerat de el drept o formă prin care producem un dezechilibru în mecanismele de solidarizare. Apoi este un critic al acestui egalitarism care vine pe sorginte marxistă. Lucru important și acum putem înțelege în acest sens de ce proiectul lui Crainic a fost repudiat în anii comunismului, dar în același timp și liberalismul concurențial, care a zvârle omul într-o competiție în care poate fi și o, să spunem, o cădere. De aceea, propunerea sa este pentru un naționalism al solidarității, în care, iată, putem să dăm tuturor o șansă de a contribui la comunitate cu ceea ce au în putere. Sunt, să spunem, cum zice oarecum Crainic, sunt în stare să înfăptuiască, să împlinească până la capăt. Ei bine, cred că în acest sens, prin fixarea acestor patru repere, ortodoxia, tradiția istorică, educația tineretului și naționalismul în această formă a solidarității, putem propune societății contemporane și dialogului actual de idei un Nichifor Crainic care este actual, care are multe de spus și ne poate îndruma pe o cale bună. Domnule profesor Scurtu, din perspectiva omului de litere, cum este văzut Nichifor Crainic și el un om de litere? Aici stăm cam modest, dacă nu chiar foarte modest. Încă din momentul când a ieșit din închisoare și n-a ieșit în 64, când au ieșit toți deținuții politici, a ieșit cu 2 ani mai înainte, în 62, mergând direct în cabinetul lui Dusalin, în cabinetul Teohari Georgescu, ministru de interne, și luând cu niște angajamente. Și după câteva săptămâni a apărut în Gazeta Literară, încă vă două reviste, niște deziceri ale lui Nichifor Crainic față de opera lui literară și evident teologică. Și după aceea vin replicile semnate de Ileana Vranja, care trăiește acum în Tel Aviv, Valeriu Râlteanu, Zicu Ornea, Ștefan Voicu și alții. Este angajat la Glasul Patriei și lucrează mult timp acolo. Și are un sergent pe lângă el, Nedi Glemnaru, care îl urmărește zi și noapte, care s-a prăpădit chiar acum, luna trecută, pe 16 august, s-a dat în sfârșitul obștesc și a fost în voluntar. În 68, la 6 ani de la ieșirea din închisoare, Nicolae Manolescu îi reproduce 5 poezii din întreaga lui operă în antologia poeziei românești de la Bacovia la Emil Botta.
și activitatea preponderentă lui se desfășoară în paginile revistei Glasul Patriei, revistă care nu circula în România. S-adunau materialele la București, se făcea numărul și se trimitea la München. Era o revistă a securității pentru diaspora. Nichifor Crainic a avut promisiunea fermă, ca și toți ceilalți colegi din închisoare, Noica, Ovidiu Papadima, Constantin Giurescu și Vladimir Străinușanțe, să se tipărească și lui un volum, să se facă și lui o dată. Nu. La toți au avut câte o reeditare, dar și lui nu. S-a resemnat. Toți au avut, el nu s-a publicat nimic în volum. În timp de 10 ani, din 62 până în 72, când a murit. După aceea a venit lovitura de bala din decembrie și au apărut fel de fel de lucruri. Mai ales cele două scoase de versuri, volume de versuri scoase de Neric Lendaru și Dan Zanfirescu. Care nu sunt, cum să vă spun, ilustrative pentru opera lui Nichifor Crainic. Nichifor Crainic este un foarte mare poet. Este un poet tradiționalist cu fața spre modernismul cel mai acut. El s-a înțeles foarte bine cu Lovinescu, care era de fapt teoreticianul modernismului. Iar revista Gândirea, care a condus-o din 24 până în 44, este cea mai occidentală revistă din cultura română, alături de revista Fundațiilor Regale, de Bilete de Papagal al Arghezii și de jurnalul literar Mecănescu, seria de la Iași, seria de la București. Avea colaboratori de primă mână la Gândirea. Blaga, Vasile Voiculescu, Adrian Maniu, Papilian, scriitori, desenatorul ăla, Tanasi Damian, care făcea și vinetele la revistă. Era o revistă cu o audiență extraordinară, evident, în rândul oamenilor instruiți. Domnul profesor pleda pentru o deschidere așa a operei, a accesului spre opera lui Nichifor Crainic. Crainic nu e ușor de citit, pare ușor de citit, nu e ușor de citit. Crainic era un gânditor profund, era un scriitor, spunea că se scria ușor, așa, nu scria deloc ușor. Cât a fost la refugiu la Iași, Ioan îi spunea, mai scrie, domnule, știu atât câte poezii, lasă-mă cu articulă, neam românesc, e plin mai de articulă dumneavoastră, scrie un o poezie. Și atunci Iorga, uite, o să-ți destăinui un secret pe care mi l-a spus episcopul romanului, care fusese trimis de Cuza la Kiev, comisiune politică. Zice, da te rog să o publici după ce mori eu. Și spune, Crainic a consemnat și n-a izbutit să o publice. Au venit vremurile astea, turburi, și a fost arestat. Și cu arestarea mai e ceva. Nu i s-a imputat nimic. A fost arestat după un denunț făcut de un preot din Transilvania și a fost arestat din 1948 până în 62. În toată această perioadă am cercetat la Arhivele Statului, la Tribunal, la, mă rog, unde a avut loc procesul, n-a fost interogat niciodată, n-a dat niciun răspuns. A fost ținut în celulă. Și uneori, la început destul de des, noaptea pe la 10, îi se introducea o iscoadă care îl întreba, dar care a fost contribuția lui Blaga? Dar ce a făcut Blaga? Dar cum se implica? La care îmi spunea, domnule, trebuie să înțelegi că Blaga este prietenul meu cel mai bun și nu are nici un amestec. Dacă am eu vorbire, dacă am vorbire, eu am, dar nici eu n-am nicio vină. Și dacă stau aici, stau absolut degeaba. Și mai este ceva foarte trist. Vedeți, lucrurile astea par niște legende, par niște chestiuni hagiografice. Nu sunt. Fata lui, Fortuna Ioana,
de tată căsătorit în Lozan, din 63 până în 72, în fiecare, a demonstrat-o părintele Spână, într-o teză de doctorat despre Timor Craie și într-un volum care l-a spus de curând de domnul Medei. Din 63 până în 72 se întâlnea cu securistul care l-avea în filaj în Timor Craie și îi dădea nota informativă. La un stâlp de la din Gara de Nord, Nichipor Crainic locuia pe Dinicu Golescu. Ei, lucrurile astea s-aud și lucrurile astea diminuează în conștiința contemporană și mai ales în viața asta socială și politică destul de trepidantă. El a fost chemat, de fapt, să fie un element care să-i aducă pe ceilalți români din generația sa în țară. Nu s-a izbutit. Îi scrie lui Pamfil și îi cară niște scrisori extraordinare. Nicolae Herescu, vină, domnule. Pamfil și îi cară, spune, dacă vin a doua zi, în acel moment mă arestează la autobet. Totuși vine. Îi promit că îl duc la Ceaușescu. De unde? L-a dus la generalul Doicaru și zice, dar cine spun eu că am găsit o săptămână colegilor mei? Scrie cu ștampila, viza, pe o foaie. Din buletin, nu pe un buletin. Și descrie un ofițer de securitate într-o carte vizita lui Șeicaru la București. Și a zis că îl duce la Ceaușescu, dar mințit, nu l-a dus, nu l-a dus. El în perioada aceea scria niște cărți foarte dure și violente și pe bună dreptate la adresa Rusiei. Și lui Ceaușescu îi conveneau tare și cei de Pungan, Vasile Pungan și care erau preajma lui, tot îl informau, uite, compatriotul, tot ce scrie. În ceea ce privește opera literară, vedeți, aici o carență mare o are școala, respectiv Ministerul Învățământului. Nu e nici măcar o simplă poezie în curicula de 5-8 sau 1-4, că se plătează anumite poezii la 1-4, în 5-8, în liceu, iar în facultate, de asemenea, nu e pomenit. La cursuri universitare, e pomenit așa la gândirea în fugă. Dar el este creatorul unui curent, nu? Creatorul unei mentalități, creatorul unei mari literaturi. Literatura lui, nefiind reeditată, nu s-a citit. Volumele acestea sunt foarte rare și foarte greu de găsit și prin anticariate și prin colecții particulare. Deci, neavând acces generații întregi la opera lui, ei știu niște povești, niște anecdote, cum știu despre Pan Vizirescu, care a fost un discipol al lui și care acum, un domn de la Slatina a publicat un roman al lui Pan Vizirescu, că a fost 23 de ani într-un exil de taină. A stat ascuns într-o în casă părintească 23 de ani. Și zic, cum? Nu l-a turnat nimeni? Zic, ba da, avea niște prieteni, o țigancă, mă rog, o țigancă și unde readuceau de mâncare, el nu mai dădea pe un ban și a scris atunci o carte păcătoasă. E un roman de 600 de pagini, este una dintre cele mai interesante descrieri a vechiului și noului Ierusalim, a vechii credinții din Ierusalim și a noului, a noi credinții, când a venit Iisus Hristos și a văzut templul ce se întâmplă, a tras biciul și a izbit cu biciul în stânga și în dreapta, mai mult în stânga decât în dreapta, și a izbit, și a creat o altă lume. Nichipor Crainic își amintește cum, prin 42, 43, 46, murise Mihai Dragomirescu, profesorul de estetică, discipolul lui Maiorescu. Și cineva, unul din asistențele lui, a spus că a rămas de la Dragomirescu o viață lui Iisus Hristos. El a avut o mare nenorocire în viață. A avut doi copii, un băiat și o fată, care la pubertate s-au sinucis amândoi. Și băiatul și fata. Și în amintirea celor copii, el a scris o viață lui Iisus Hristos, folosind și adunând toate Bibliile traduse în lume. Toate. Avea relații, când publicase cele patru volumi la Sciences de la Literatură la Paris, îl cunoscuse pe Croce la primul congres de istorie literară de la Budapesta de 1930 și și-a adunat. Cartea scrisă și Nichipor Crainic zice, spune să-mi dea un capitol. Și i-a dat două capitole și le-a publicat Crainic în gândirea. Unul din ele
a fost reeditat de Mitropolitul Clujului, Valeriu Anania, în România Liberă, în anii 90-90. Nefiind, deci, lume neavând acces la operă, nici amintirile acelea știți a lui, foarte interesante, scrise, astăzi, pentru cei mai mulți, pentru generațiile mai tinere, nu conving. Acolo este o dramă existențială, domnule. Acolo este un destin frânt, un destin prăbușit. Și mai e ceva. Din contemporanele pe care am cunoscut și am cunoscut destul de mult, aproape toți care au fost la gândirea, care erau în viață, niciodată niciunul nu l-a recludiat, niciodată n-a vorbit de rău despre el. El, de fapt, nu e de aici. Aici au venit străbune lui. El este oltean, dintr-un sat, Merleș sau așa, Mereș. În Oltene s-au venit aici și s-au stabilit aici. Unii ziceau că e țigan, Ion Dobre, nu e adevărat doblar și am văzut familia, cu genealogia, s-a dus în, la un an de la închisoare, după ce a ieșit din închisoare în 63, cu Nicolae Crevedia și s-a revăzut familia, s-a revăzut casa de la Bulbucata pe care știau și dărâmatul. Acum, după 90, au dărâmatul. Iar Eugen Simeon, când s-a dus acolo, îl întreba pe Inedic Lemnanu. Eugen Simeon, președinte de Academie. Dar când s-a născut, dacă n-a murit, dar titlul unui poemă, unui volum. Nu citise, dar dacă citise, nu tasă, să zic că citise. De, părinte, preacuțelne și părinte, asta e situația. Un moment esențial a fost când Muzeul Literaturii Române i-au publicat un volum la masiv în revista Manuscritul. Și acolo a adunat mărturii, deși și acolo sunt pus așa, ca în calandar, așa, adică prea puține articole conving, prea puține articole te trimit la ceva. Amintiri frumoase, lucruri duioase, lucruri tragice, dar nu e. Nu e. Eu când am apărut articolul ăla, încă eram profesor, acum sunt pensionar, după cum vedeți, sunt un bătrân. Am luat poeziile inedite care s-au publicat acolo și le-am dat la o clasă de-a 12 ani și la fiecare rând, erau trei rânduri așa de clasă, de bănci, și la fiecare rând le-am dat câte o poezie să o comenteze. Nu mă închipuiți că fetele au comentat extraordinar. Au scris, le place foarte tare. Și a doua sau a treia zi le-am dat la toate 10, le-am citit în clasă, și le-am dus opera lui Crainic, pe care o am toată în integralitate, și le-am arătat. Ăsta e autorul despre care e vorba. Ăsta e omul. Și le-am explicat drama pe care a suferit-o. Institutul Muzeului Literaturii a făcut ceva, a publicat revista aceea. Mare lucru. Institutul de Istorie și Teorie Literară, care e institut academic al Academiei Române și are cercetători literari, măcar unul din 60 cât sunt acolo, să se ocupe și odată. Nimic. Nimic. Editurile, eu le înțeleg, vor urmăresc un scop financiar. Dacă statul s-ar implica și ar da nici o sumă de bani, dacă ar fi un ministru al culturii ca lume, și ar da o sumă de bani la niște edituri, să-i publice doar în întregime opera literară și opera teologică. Am avea imaginea totală a unui mare savant, complet uitat și pentru cei mai mulți căzut în desuetudine. Dar nu e desuet deloc, cum spunea domnul profesor Răzivat, e de o actualitate mai mult ca oricând, mai acută și e mai prezent ca oricând, prin verbul lui, prin imaginarul poetic, prin mentalul lui, prin tot ceea ce a făcut. Uitați-vă în paginile reviste ziarului calendarul pe care l-a scos. Și nu vă imaginați că Crainic era un om bogat. Crainic ar mai lua și el la oameni care aveau dare de mână, care erau oameni, mă rog, care iubeau cultura, și a scos revista calendarul. Păi în paginile, pardon, ziarul calendarul, în paginile acestui ziar sunt cronici literare, cronici teatrale, interviuri, vizite și așa mai departe. Toate alea s-au făcut la inițiativa lui Crainic și cu banii altora. Și la gândirea apela adesea la subvenții.
Acea revistă nu era ușor să o scos. Și mai e ceva. Academia Română cred că are carența cea mai mare. Bine, acolo sunt oameni bătrâni, oameni bolnavi, oameni, mă rog, cu multe partipriuri și cu multe și cu lecturi insuficiente. Mă refer la sfera literară. L-au repus destul de greu și târziu în drepturile lui. Că lucrurile astea trebuie să facă automat în 90. L-au repus târziu. 95. Da, 95, 5 ani. Singur. Singur, fiu. Mai e ceva. Trebuia să despună Simeon și Silasețe literatură. Dom'le, scoate, să-i facem o ediție, dom'le. Cum i-a făcut lui Călinescu, ediție de 12 volume, masivă, Institutul Călinescu și cu editura produsă de Simeon, să facă și Ucrainii. Păi publicistica lui Crainic este atât de mordantă, de penetrantă, de actuală, care pune probleme și așa mai departe, încât s-ar citi extraordinar. Ei, nu se vrea. Cred, sentimentul meu după atâția ani de lecturi, la atâția ani de cercetări, am fost la mine, am văzut dosarul, am xeroxat tot dosarul de doctor și de colaborator. A avut o reacție atunci, la un moment dat, un profesor polonez, care credea la universitate, era coleg cu Blaga, cu Vorochievici, cu, mă rog, cu Busoiceanu, și cu alții, spune, ne pare foarte rău că anul acesta nu să mă putem să vorbi de mănăstirile noastre din Bucovina, Cuna, când l-au luat românii. Pe loc s-a ridicat Crainic și a zis, nu-i adevărat, ălea sunt ale noastre. Și a ținut o dizertație de profesorul, n-a mai dat vreo 6 luni, așa și la universitate. După 6 luni a venit în fața studenților și a zis, are dreptate domnul student Crainic. Adică era omul care nu suporta, știți, lucrurile în doi peri așa. Și cu autoritățile bisericești. El a avut discuții clare, edificatoare, cât a fost la Chișinău, cât a fost la București, discuțiile cu Irineu Mihălcescu și așa mai departe. Eu, de pildă, am corespondență la domnul părinte Stăniloae către Hubert Crainic, toată, vreo 78 de scrisori, nu bilețele, scrisori, miezoase, scrisori, serioase. Ele trebuie toate cunoscute. Dumneavoastră ați publicat o bibliografie a lui părintele Stăniloae, da. O știu. Și multe altele. Opera lui literar și apoi, în perioada când era trăia semi-clandestin, în clandestinitate, a colaborat, datorită, aici o notă foarte bună, preoților de la Telegraful Român, la Telegraful Român. Are două colaborări cu un pseudonim. L-am întrebat pe domnul Straș, domnule, dar cine ai pomenit? Am pomenit eu așa ceva, dar nu sunt sigur. Asta e informația mi-a dat Nicolae Clevedia și nu sunt sigur. Verific de cine. În orice caz, Nichifor Crainic este un scriitor român extrem de interesant, valoros din punct de vedere estetic, cu o operă închegată, iar soarta, destinul, i s-a frânt chiar atunci când el ajunsese în plenitudinea valorii lui creatoare. Nu trebuie să uităm de asemenea că de 3 ori a fost respins la Academie. Și dacă nu intervenea prietenul lui cel mai bun, că m-a dus aici mai multe fotografii, Iucu Ion Petrovici, nu intra nici a 3-a oară. Ăștia aveau ceva cu el și iubea acolo Rebreanu, iubea Sadoveanu, îl iubea Brătescu Voinești, nu Brătescu Voinești, a luat 3 interviuri. Nu, domnul, nu-l doreau în mijlocul lor, era nedorit. Pentru că omul era iconoclast și nu prea suporta impostura și lucruri așa făcute de mântuială. El era fiul de țăran, cunoscuse sărăcia, a venit la București când a dat la seminar, primul a reușit
de nu știu câți elevi. Primul, îi puțin lucru. Și viața de la țară și, mă rog, condițiile. Însă, aici este carența. Că o trebuie instituții cu autoritate. Când l-am întrebat odată pe domnul Manolescu, domnul profesor, uitați-vă, Crainei, Cotare, lasă-mă, ăla n-are talent. Lasă-mă, n-are talent. Și a pus 5 poezii, dar nu merge așa, domnule, ai profesor, are conștiința, merge în fața studenților și îi spune. Și studenții, studentele, cum sunt frageți la minte și la trup, cred. Posteritatea lui, în ceea ce privește statutul literar și biografia lui, ar trebui curățată de toate legendele și de toate care au fost generate, nu de prietenii lui, de dușmanii lui, că a avut dușman cu nediluita, pentru că era un om al spuselor în față, al adevărului. Ce credeți că îi făcea plăcere când se ducea la glasul patriei acolo și era înconjurat de 15-20 colonei și general de securitate? Nu-i făcea deloc nicio plăcere. Așa. Sau îmi spune Fănuș Boileșteanu, care a fost la Muzeul Literaturii și după aceea la Academia Româncii. L-am văzut pe Crainic într-o volbă neagră. Păi, dar sigur, măi, profesor universitar, membru al Academiei Române, e scriitor, e cărturar, e teolog, ce vrei să meargă? În bicicletă, într-o căruță? Mergi în volbă. Ce părere ai de tine, Fănele? Nu e sănătos la cap. Dar, vedeți? Oamenii nu suportă valoarea. Și eu cred că a fost un om, cum zicea un om acum, de curând, din Marin Preda, cred că a fost un om tare urât. Eu am publicat aici câteva din autocărți cu autografe din biblioteca lui. Sunt multe de tot. Ah, mai e o chestiune. Și aici, părinte, prea cu cernice, părinte, se pune probleme. Fata lui, care era, mă rog, fata lui, nu terminase decât școala centrală, a vândut și a și dăruit, dar cel mai mult le-a vândut, pe mai nimica, o bună parte din zestră spirituală a lui Crainic, la Muzeul Literaturii, la Arhivele Statului, la Biblioteca Centrală și la Biblioteca Centrală de Statului, aia unde era funcționară. S-a risipit. S-a risipit. Păi acolo trebuia un ochi, domnule, care se vadă. Asta merge, asta nu merge, asta cu tare, cu tare. N-a fost. A consiliat-o Nicolae Crevedia și cu Pan Mizerescu. Erau și ei bătrâni și îi spuneau, mă rog. Domnul muzeograf Păunescu, să ne spuneți dacă Vlașcă, Giurgiu, de astăzi l-a regăsit pe Nichifor Crevedia. Am să încerc să fiu mai scurt. După 1990 am fost în postura de a influența o serie de decizii pe plan local în oraș și județ. Ai fost director. Și între altele am descoperit, mărturisesc că deși sunt vlășcean jet de jet, născut la oraș și cu rădăcinile rurale dispărute înainte de apariția mea, bunicii nu i-am cunoscut, nu cunoșteam satul natal al lui Crainic Bobocan. Deci după 90 l-am cunoscut și am constatat două lucruri. Pe linia monumentelor de importanță locală, supraviețuirea școlii în care am învățat. Și mergând la Biblioteca Academiei, am găsit monografia comunei
redactată de învățătorul lui, Constantin Spâneștean, și împodobită cu desenele făcute de Nichifor Crainer. Elev la seminar, reîntors în vacanță și învățătorul l-a pus la treabă. Acest învățător, Constantin Spâneșteanu, nu a fost orice fel de institutor. Nu numai că avea calități pe linia domnului Trandafir, dar avea și o viziune politică. A fost deputat din partea Partidului Național Țărănesc și raportor la legea învățământului în timpul României Mari. Am convins, spuneam atunci, și domnul profesor Păun m-a sprijinit în ceea ce privește denumirea unor școli, ca școala din Bulbucata să capete numele acestui Constantin Spâneștean. Despre care Crainic vorbește în Zile albe, zile negre, foarte frumos, bineînțeles. Ca la noi, la români, după o idee destul de, nici nu știu cum să o calific, în ultima instanță, dacă tot e idee idiotă, da? Soția Andrei de la Bulbucata, care au pus și profesori la școala respectivă, au schimbat denumirea chiar cu cea a lui Nichifor Crainic. Neînțelegând de ideea că este un brand de mai mare, neînțelegând faptul că el este de anvergură națională și nu se pune problema până la urmă, eu sunt convins că va triumfa locul lui real despre care au pledat antevorbitorii, pe când evident că nimeni nu-i va mai da, îi spune Șteanu, numele unei ulițe sau al altei instituții. În vremea de după 90, niște sufletiști de la Biblioteca Județeană, regretatul Ion Mihai și doamnele Elena Zădulescu, Camelia Fibu și așa mai departe, au salvat pentru o vreme, deci pentru deceniul până în 2000, situația bibliotecilor comunale. A fost unul din puținele județe în care bibliotecile comunale au supraviețuit masiv. Poate știți, poate nu știți, în criza națională a cărții, de multă vreme sunt cazuri izolate în mediul rural unde mai există biblioteci active. Biblioteci cu sfaturi pentru agricultori de pe vremea Societății pentru Răspândirea Științei și Culturii mai există, cu ediții prăpuite și așa mai departe. Consiliile locale nu dau bani pentru achiziții cărți și așa mai departe. Una din modalitățile prin care acești bibliotecari au menținut vie activitatea bibliotecilor în mediul rural a fost înființarea unui concurs interbibliotecar prin care echipele erau atribuite din bibliotecar și un cititor de tânăra generație care erau făcute pe zone. Am și asistat la un asemenea concurs la biblioteca din Bulbucata și am descoperit atunci o mulțime de tineri talentați. Faptul că geniul poporului nostru de la țară continua să fie prezent
în timp, atitudinea în masă, nu discutăm de excepții, a cadrelor didactice și mai ales a familiei destrămate din societatea noastră, au făcut ca tot mai puțini din acești tineri, având calități deosebite, să reușească să ajungă pe scara socială și pe, în învățământul superior și așa mai departe. Știți, problema aceasta nu mai e. Dar atunci, sub auspiciile Ucrainei, am descoperit asemenea talente. S-a înființat și un concurs național de creație literară, purtându-i numele. Întâmplător, acest concurs a fost patronat de Casa Municipală de Cultură de la Giurgiu. La una din ediții, marele premiu l-a luat domnul Stoienescu, cu trei eseuri, cel puțin unul pe care l-am și publicat, remarcabil. În același timp, Centrul Județean de Conservare a Culturii Tradiționale și așa mai departe, avea și el un concurs pe care îl patrona Ion Vine. Casa de Cultură de la Giurgiu și-a luat numele Ion Vine și am militat pe lângă directorii respectivi să facă schimb de concursuri. În mod firesc, cea care să-mi dea Ion Vine să aibă concursul Ion Vine și Centrul Județean, că era vorba de un fiu al unei comune de județ, să-l ia pe Nichipor. Au avut loc schimbările dorite de Virgil Măgureanu și alții în 1996 decembrie. La Giurgiu, o profesoară de română cu fișă la Spitalul de Psihiatrie a fost promovată șefa culturii. Da, sigur. În detrimentul meu întâmplător. Dar nu, despre, eu nu aveam nevoie să fiu șeful culturii, mai fusesem sub 5 ministri și mă rog, nu intrăm la mănunte, toată povestea asta scrie în fața de muzeologie. Altceva vreau să vă aduc la cunoștință, că chiar dacă aveam publicații, nu aveam publicații, n-am avut niciodată benedicții literare. Și mă încadram în regulamentul concursului care dădea voie oricui care nu are volume publicat. Nebuna de la cultură mi-a interzis să particip. Prima dată am pus eu trei eseuri sub pseudonimul Apa trece transparent, Apa trece tiepere română. Dacă nu le-a publicat județul, le-a publicat Adevărul Literar și Artistic. După 2 ani am revenit cu un alt titlu transparent ca motto. Răspuns la actul meu de acuzare. Și nici aici nu am fost admis, dar încercând să streagă, să dreagă busuiocul că venise anul 2000 și se vedea că se va schimba politica, întreaga fie spus, eu nu am făcut și nu fac politică de partid, ne-a publicat un eseu despre contribuția lui Nichipor Crainic la înțelegerea lui Dostoievski în cultura română. Au avut loc și alte întâmplări benefice în acei ani, care dacă ar fi fost continuate în ritmul respectiv, am fi fost ceva mai departe astăzi pe linia pe care domnul profesor Scurtu a
căinat-o adineauri, aceea valorificării omului și operei. Și punctul culminant, fiindcă suntem aici la episcopie, a fost că prin deschiderea preasfințitului episcop Ambrozie și prin osârdia și a unor fețe biserice și a unor mireni, într-una din sălile acestui edificiu s-a realizat o expoziție pe care la sfârșitul acestei mese rotunde o veți putea vedea, cu concursul tehnic al muzeului și care a fost văzută de preafericitul Patriarh Daniel la o vizită care a avut loc aici în 2010 și când Patriarhul a rostit un discurs plin de miez care ne-a dat speranțe că va fi înțeles și urmat de mai multe lume, fiindcă era ziua orașului și erau toate autoritățile civile aici. Și, din păcate, le-a intrat pe ureche și le-a ieșit pe cealaltă. Este necesar tot ce s-a spus. Ceea ce noi care nu am beneficiat de o educație religioasă așa cum s-ar fi cuvenit, și nu este vorba aici de credință, de știu eu, de apartenența noastră la Biserica Ortodoxă Română, ci este vorba de lucrurile profunde. Cei, îmi pare rău că domnul profesor de la teologie lipsește momentul de față, exact de lipsa noastră de cunoștințe teologice a laicilor. Și mă iau și eu după ce a zis Părintele Stăniloae, după ce au zis alții, că în scrierile teologului Nichifor Crainic sunt lucruri care ar fi trebuit dezvoltate și datorită căderii ghilotinei în 44 au rămas așa. Deci, în afară de evidenta sarcina a bisericii și a învățământului religios de la noi, este sarcina intelectualilor laici, a oamenilor care se pretind de cultură, să descifreze exact acele puncte cardinale în haos despre care a amintit domnul Stoienescu. Care sunt, evident, și eu sunt partizanul acestei idei, că sunt mai actuale decât oricând. Se poate, nu vreau să mă lau ce am scris eu despre Crainic, unele lucruri le veți vedea în expoziție, deci nu insist asupra acestor lucruri, dar este o șansă pentru acest județ că un număr impresionant de oameni de cultură, între care și teologi, sunt născuți pe plaiurile lui. Și sunt puțin cunoscuți de intelectualitatea locală, adică sunt mai cunoscuți la nivel național decât aici. Este iarăși important de spus că întâmplarea unei aniversări sau unei comemorări în cazul acesta ne-a făcut să-l readucem în discuție. Dar nu numai la date rotunde trebuie să existe
o asemenea preocupare. Și am să vă dau exemplu ce s-a întâmplat acum câțiva ani, când profesorul Dâncul Bucata a venit cu elevii săi aici, la episcopie, a fost primit, cum se cuvine, la Centrul Cultural de la etaj și acei elevi pregătiseră un recital de poezie minunat. M-au impresionat, fiindcă dacă facem concurs cu elevii liceelor de Giurgiu, ei nu știu să recite. Eu am făcut experimentul ăsta, nu o dată, profesorii de română și nu numai profesorii de română, orice profesor, cei de educație fizică ar trebui să învețe nițică retorică. Dar învățătorii de pe vremuri făceau lucrul ăsta. Și puneam păcat de acei copilași care au venit special din mijlocul județului și n-au avut un public pe măsură. Aici, spuneam, la episcopie au fost bine primiți, dar ei puteau să meargă și la alte instituții din Giurgiu, adică să fie un public mai larg, să vadă elevii de la oraș cum îi bat cei de la țară. Recitau acele poezii minunate al lui Crenic. Ar trebui făcut mai mult pe linia aceasta. Și dacă nu se dă exemplu de sus, pe creștere de la cap s-a putut. Nu este întâmplătoare, acum eu vă spun ca istoric, nu este întâmplătoare că situația, ce a spus foarte clar domnul Scurtul, un singur om de cultură nu a fost reprimit automat în Academie în 90. Toți ceilalți, deci nu s-a vorbit de o selecție, sau nu au mai fost contați la dosar, la originea socială. A fost un concurs de dosare. Așa, dar tot nu întâmplător, singurul cufăr cu manuscrise ale, în cazul nostru al Ucrainei, a fost dat de la Securitate la Muzeul Literaturii. Adică ceilalți scriitori nu au... Sunt atâtea romane interzise care nu se mai știe unde sunt. Deci, el a fost încă din momentul arestării considerat mai periculos decât toți ceilalți dușmani. Și încă din momentul arestării cineva s-a gândit și a pătruns în mințile luminate de la organele statului de atunci, s-a gândit poate ar putea fi folosit, adică să-l ținem la popreală, da? Și a fost folosit, cred că toată lumea știe de ce a ieșit el în 62 și nu în 64. Practic, cartea pe care au semnat-o doi istorici de tristă amintire, Mihai Pătu și Ion Spălățelu, Garda de Fier, organizație teroristă de tip fascist, este un pamflet al lui Nichifor Crainic ajustat pe aici, pe acolo. Pentru asta a fost scos din închisoare. Din păcate, a murit cu ochiul acela că nu i s-au permis ca nici măcar acele poezii care, conform dogmelor noi ideologice, nu erau periculoase, nici măcar alea nu au putut fi publicate. Este nevoie să ne amintim de asemenea oameni. Nu este singur, spuneam, avem mulți scriitori cu probleme originar din județul ăsta, gândiți-vă și la Vasile Militar, da? Avem
teologi de faimă născuți aici și avem acei apostolei satelor, preoți și învățători, unii de, au avut norocul ca cineva să scrie măcar un mic portret, un articol în revistele de specialitate sau după dispariția lor în memoria ce au lăsat în urmă și care episcopia a făcut un lucru bun, avem pe masă aici măcar rememorarea unor care au fost chiar eroi în înțelesul veritabil al cuvântului, că pe la noi eroi sunt și ăștia care au murit în prostie sau victime ale așa de se revoluție, dar cam asta am vrut să spun. Mulțumim foarte mult. Vreau să mai aduc o mică completare la ce a spus domnul profesor Păulescu. S-a vorbit adesea despre atitudinile politice și mulți l-au aliniat legionarismului, dar e nicio legătură. În calendarul, în zeia lui calendarul, descrie o vizită la Iași, cum s-a întâlnit cu băieții Zelea Codreanu și care erau foarte vocali, simpatici, a stat de vorbă cu ei și atât. Au vorbit, nu știu ce. Mulțumim că ați menționat asta. Doi, într-o lucrare de istoriografie, de bibliografie, bibliografia română, enciclopedia românească a lui Lucian Pledescu, el nu figurează la suplimentul cu legionarii, figurează la litera de la A la Z, adică la Crainic. Există într-un tiraj special o completare la această enciclopedie numai cu legionarii. Acolo nu e Crainic. Acolo l-ar fi pus. Nu e Crainic, nu e nici Pan Vizirescu și alții care sunt condamnați și postumitate. Li se atribui chestiuni de astea și asta nu mai e o propagandă ticăloasă, nenorocită, pentru a crea o confuzie a valorilor în societatea românească. Și ce spunea domnul Bolș, cu asta închei, eu am început să public, uitați-vă aici, cercetări literare, scriitor și publicist Giurgiu Veni. Și e primul volum, volumul 2 apare acum o săptămână, două. Și Nichifor Crainic aici are vreo 10 articole și toți marii publicist și scriitori din zona aceasta sunt. Și cineva m-a întrebat, ia uite-te, domnule, și Giurgiu acolo sunt scriitori. Ia uite-te, domnule, în zona aia unde cresc noi peșteri din Balta Dunării și mai departe. Nici peșteri nu ceva. Deci, uitați-vă. Toate acestea se bazează numai pe documente, pe cercetări de articole. Asta e tot. Mulțumim tare mult. Rugămintea mea era să intervin eu pentru că trebuie să plec. Sigur, da. Voi fi foarte scurt, deși de obicei avocații vorbesc cel mai mult. Da, și bine. Dar nici pledoaria nu mai e cerea pe vremea lui Comunicianu sau Titulescu. Ca să încep cu o prietenie menționată de domnul Scurtu, eu nu Silvescu, Roade Vimneanu-Mi, sunt de acord cu acele puncte cardinale reiterate de profesorul și prietenul meu, Constantin Silvescu, un ale filozofiei, însă cred că plecăm de la o premiză reală și una falsă. Premiza reală este aceea în care nu mai este apetență în rândul tinerilor pentru spiritualitate, în primul rând, pentru repere care trec dincolo de plan concret, adică acest plan concret e mai prezent ca niciodată în dimineața la prânz și seara, să spun așa, nu mai avem nici mental, nici sentimental, nici spiritual, deci totul se reduce la ceea ce poate fi palpat, gustat și tot așa. Și premisa falsă, din păcate, ne implică pe toți, sau din fericire, cred că ar trebui să ne aplicăm mai mult, pleacă de la un principiu din management și din comunicare. Atunci când un mesaj nu ajunge la receptor, problema este la comunicator. Deci,
Noi, din punctul meu de vedere, trebuie să ne gândim nu că nu mai există substanță în ceea ce a scris, în ceea ce a trăit și a simțit Traian. Doamne ferește, eu sunt ortodox, am studiat foarte mult, mai ales religiile orientale. Mă simt în continuare 150% ortodox, deci nu m-am îndoit nimeni și nimic de la dreapta mea credință în punctul ăsta de vedere. Dar cred că trebuie să vorbim, asta e, pe limba noilor generații. Cred că aici e problema. Nu că nu mai are, să zicem, creștinismul sau un corifeu al valorilor creștine, ce ați spus. Alea sunt eterne. Nu ne punem problema că nu există substanțe în ele sau că au devenit desfăiete sau că sunt anacronice. Cred că anacronismul intervine aici, la modul în care reușim să comunicăm cu copiii și cu nepoții noștri. Aici s-a produs clivajul. Aici este fractura în comunicare. Sunt sigur că, dincolo de această inflație care a venit peste ei, tot acest concret, care e fascinant, evident, nu? Păi cum? Stăm pe Facebook, ne jucăm pe calculator, mâncăm pizza și cartofi prăjiți și asta ne e viața. E dificil să-i determini să vadă dincolo de asta, pentru că acest organ numit creier, care este până la urmă un mare absorbant de plăceri, fie ele fizice, intelectuale sau spirituale, se hrănește cu ce e cel mai la îndemână. O minte neinstruită nu poate găsi fericire în rugăciune, de exemplu, pentru că nu știe să o perceapă. E cu o frecvență mult mai înaltă decât, ca și cum ai băga un aparat care funcționează la 24 de volți, într-o priză de 220. Se prăjește. Și atunci, cred că aici, ce încerc eu, colegii mei de la muzeu, să vorbim pe limba lor. Încercăm să facem lucruri interactive. Încercăm să nu mai fim atât de academici, pedagogici și didactici, să zicem, în abordare. Ca să-i prindem. Încercăm să-i batem cumva cu ghilimele de rigoare cu propriile lor arme. Dezvoltăm niște jocuri interactive, însă esența, istoria, da? Ce ne interesează pe noi, să facem niște programe multimedia. Să venim în instrumentele lor. Noi am plecat de la premisa că acum orice copil, goleț-noleț, are un telefon atașat. Deci este trec un canguru cu marsupiu. Încercăm să dezvoltăm niște aplicații care să reprezinte ce înseamnă valoarea națională, ce înseamnă valoarea etică și morală prin intermediul unor aplicații și jocuri care să fie suficient de interesante și să vină printr-un instrument pe care l-au deja la îndemână. Am intrat cumva pe ușa din spate, dar să zic că ne vorbim despre ele, domnule. Atât am avut de spus. Îmi pare rău că trebuie să plec. Cred că de-abia de acum încolo devine interesantă discuția. Vă aștept la muzeu, oricum. Mulțumim, Nichifor Craiu, nu a fost numai filosof, ori poet, sau ziarist, ci în primul rând, spunem noi, un teolog, un profesor Gheorghe Angelescu, despre teologia lui Nichifor Craiu. Nu, e pretențios și nu o să fie o conferință, să fie discuție. Parută masa aceasta a trebuit să fie o dezbatere, așa că noi cu Sfinciu și stăm o jucătoră foarte frumos, dar din nu ne permite. Deci să fim mai conștiți de întrebări. Problemele la care sunt foarte delicate, care sunt politice, de fapt. Faptul că el a avut o pățișare politică foarte evidentă în anii de război și înainte chiar, astăzi nu este iubit de cine mai este și la butoane, la putere. Și probabil și pe comenzii exterioare de țara aceasta. Dacă noi nu știm să ne apărăm aceste valori, spunea foarte bine aici domnul Scurtu, român, român, păi nu o să mai stă pe harta Europei, domnule. Adică peste puțin timp o să fim în dispariție totală, încet, încet, nu o să mai fim. De la mai, ca nimic bine, vorbeam despre actul de condamnare,
vorbea despre, a fost după un an, în pușcării, 47-62, este și un volum de memorii, mai este un volum și o altă dramă, 44-47, în care a fugit săracul Irina tot într-o pușcărie, că s-ar putea să se regăsească în spațiul românesc, era legat de colo-colo ca să nu-l pună la încălnitorul gulag, sau viitorul gulag. Și am dramatic. Și sunt trei volume foarte bune, mai ales primul este și mai bine scris, pe memorii, la care putem să știm cine a fost Ivan Crainic. Asta apropo de, și de partea literară, și filozofică, și teologică, și eu să fac o mică apăsare, dar nu foarte mică. Să știi memorii, să știi cine a fost Crainic. M-a ajutat prietenul meu, Florin Bucu, care s-a ocupat mult, nu mai dat în epoca, care are de doctorat, o teză foarte bună, bine construită pe arhivele de peste tot și în țara aceasta, și despre limbi ucraine și despre arhivele epoca. Eu au fost ultimul viat în anii interbelici și belici, că post belici poate mai dedicat să spui treaba asta, că au intrat prin pușcărie, dar nu s-au relațiile lor, sau mă rog, oarecum s-au defectat undeva. Crainic a fost capul de afiș la această relație cu Stăniloae și cu Boca, Arsenie Boca. De ce spun treaba? Era și puțin mai mare, 1893, 1889, că a făcut la Revoluție secolul de la naștere. Poate părintele Stăniloae în 1903, părintele Arsenie Boca în 1910. Acum asta era diferența. Dar colabora foarte bine. Chilocalia aceea celebră, toacerea la rădăcinile noastre, adică la fiți părinți de limba greacă, în special, a fost promovată, impusă, înțeleasă foarte bine de Crainic, recercată foarte bine de Stăniloae și de părintele Arsenie Boca. Au început să apară cărți de patristică sau de traducere din patristica clasică, lucru care era foarte important pentru biserica noastră și lucrul acesta a fost dus peste decenii, deci până în secolul 20, sfârșit de 20, în acel BSV, promovat de Patriarhul Simeon Sfântul, dar asta e o altă problemă. Ce este interesant la Crainic, și nu o să insist, a fost că a spus la acel curs de mistică și așelică de care n-am s-a pomenit aici, care a fost poate cea mai important scriere a lui, asta a fost. Lăsă la o parte, i-a durat poezia care este excepțională, dar el a dat impulsul lui Stăniloae și Stăniloae mi-a spus personal în anii 90, până în 99 și după 90 am avut discuții intense pe diverse persoane, era mentorul lui. Dacă Stăniloae spune că acest Crainic a fost mentorul lui, vă dați seama că totuși e o greutate colosală. Cum au fost despătute pe Trinita sau pe TVR1, fiind Crainic, fiind o persoană încă neintegrată politic, lăsăm acolo să fie pe undeva ascuns. E băgat chiar la Muzeul Iaturii, acolo lucrați, este o cenzură. Nu poți să citești documentele lui Crainic. Au fost discuții, o să putem discuta și cu domnul Florin Duțu. Vreți să-l traducem? Păi hai să-l încălzim pe la muzeu acolo, au fost donate și au fost discuții cu donații, care a făcut o familie către muzeu, nu mai țin de academie, că a spus de Eugen Simion, zic, uite, zic, că ar avea recepție, eu am omit cu Eugen Simion, dar pentru alții, nu pentru chiar special Crainic, cred că am putea, și la vârsta în care nu mai are ce să pierdă Simion. Și chiar că își propună să facă lucruri mari pentru această țară, așa cum a tradus și a publicat integral sau aproape integral majoritatea operelor. Și cred că și la Crainic s-ar putea opri și trecând, nu mai este preșa academic, ca să aibă vreo temere. Ca să domnei de dreapta, e de legionar, e nu știu ce. Aici cu chestia care acum participat sau cum a fost, știți că și chiar Sonescu ea a făcut restricție în 40 ca să ajungă la Viena și zice doctor honoris causa. El era acolo pus în guvernare cu voie și fără voie. A fost o discuție mai lungă cu prezența lui în guvernul acela. Primul român doctor, repet ce am spus puțin mai devreme, primul doctor honoris causa la Viena. Și suntem în stare să ne punem la voarea cu pedestalul care nu merită în cultura românească, fie teologică, fie filozofică, fie literară, chiar ca un politic. Avea o deschidere, chiar dacă era cu propaganda. E propaganda ce e bun românesc până la urmă. Nu propaga fascismul sau pe Hitler sau pe Antonescu. Hai să fim realiști și integritați. Dar revin la ascetică și mistică. Acel curs prezentat cu mare vocație la Chișinău,
Mai Chișinău, nu știu, spuneam, discutam, dumneavoastră din vor să-i dea o sală sau să-i facă o școală sau să-i titlu pe acolo, dar nici la noi. Aici am lăudat pe părintele Vicar și în principiu preasfințitul Ambrozie, că au pus sala Vitorul Crainic. La București, nici mai Crainic, nu are o sală acolo în curs și nu mai vreau să dau alte nume pe ușile de la amfiteatre sau să destinați sau să de laboratoare, domnule foarte. Acolo e teologie. Nu mai zic, trebuie să fie că perioada a fost mai restrictivă, nu a acceptat să pună în discuție cât ar fi trebuit pe Crain. Aici a fost ales o joadă în după, că trăia, cum spunea foarte bine, avea libertate după 44 sau poate chiar dinainte, și până la moarte, păi Crain scria ca și Cristelin Roae. Cristelin Roae s-a publicat, atenție, o treime. De ce vă spun treaba asta? Ce am mai publicat el și s-a chinuit foarte mult, am fost foarte aproape de problema cu publicatul, aducerea în spațiu public și după 9 zile asupra, i-au confiscat securitatea cam o treime din operă, din 57-58 l-au făcut praf, și el a avut restricții în anii aceia și a, el și-a aruncat opera. Chiar nu... Deci o treime din Marele Stăniloae și tot și ce mai mare de la noi și poate unul din cele mai din lumea ortodoxă de astăzi, a fi spus că ea fi chiar cel mai mare. Nu vreau să fiu subiectiv, dar e o figură colosală în Stăniloae. După aceea relația lui cu Arțilie Boca și cu... Nu se spune nimic. Să vă spună domnul Florinuțu, cine ce relație au avut. Excepțională. Faptul că... Și nu mai zic la mărătul la Stăniloae. În relația asta, pe unul și altul, nu exista, ca nu existam eu, spunea Stăniloae. Deci l-a scos din fașă. Și discuta cu Blaga și toate celelalte, l-a determinat, dom'le, ești prea bun să nu spui ce este, ești fiul de țăran, ești un teolog de la început, dar o să fii mare. I-a spus și i-a dat impuls. I-a dat, de fapt, și erarhul Nicolae Bălan, pe el a menționat într-un clasament a celor care l-au ajutat în viața asta, Stăniloae mi-a prezentat unul, Nicolae Bălan, doi, Ihor Crain și trei, un om de la culte. Care chiar și-a pus obsesia, era un director acolo, în anii aceia, probabil că a plecat directiva de la Ceaușescu, dar el și-a pus, dom'le, trebuie să-l publicăm total. Și creau ea problemele Sfântul de Arpatiarhie Românești și nu publicau și a intervenit personal. Nu, numai că avem oriunde, este prea mare pentru unii de aici și din afara țării și, mă rog, pentru creștinii de peste tot, să nu publicăm pe Stăniloae. Și a recunoscut artistul Gheorghe Nenciu că l-a așezat și mai ales în acea publicare dogmatică, filocaliile de la 5 până la 10 și așa mai departe. La noi acum, cursul de mitică și-a știut că l-a trimis părintele la Sibiu și după aia la București, cât a putut, după aia a fost scos cursul după 48, cu Chiu Puvai, sub alte rămâni, Sfântul Ortodoxă Română, a fost în Orala 3, publicată la Isiu Bibic prin 81 a fost publicat acest volum 3, după două urme de morală, scoase de părintele Dumitru Rau, menționat și care a fost conducător părintelui de doctorat. Foarte greu repus astăzi în sistem mistic așa ascetizat. Și această masă rotundă, vreau să vă spun că de acum înainte va fi un angajament al episcopiei, în fiecare an, să fie organizată o astfel de masă rotundă, o sesiune de comunicări științifice cu tema Nichifor Crainic. De altfel, cum a menționat și domnul profesor Anghelescu și domnul Păunescu, aici la Episcopie avem un centru, Centrul Cultural Nichifor Crainic, care a fost inaugurat în 2010 de Părintele Patriarh Daniel, când a fost și publicată o carte, Nichifor Crainic, poezia noastră religioasă, cu ediție critică, note și comentarii de profesorul Adrian Michiduță de la Universitatea din Craiova. Și în momentul de față, din păcate, sala este în renovare, urmează să amenajăm o bibliotecă și o expoziție permanentă cu dedicată lui Nichifor Crainic și cu scrieri sau obiecte personale sau fotografii care îl prezintă pe Nichifor Crainic.
Însă anul acesta este dedicat de Sfântul Sinod ca anul magiar al rugăciunii și al Sfinților Isihaci și vrem să-L întrebăm pe domnul Florin Duțu dacă Nichifor Cainic a fost un om duhovnicesc, un om rugător și care a fost prietenia lui, dacă prietenia lui cu părintele Arsenie Buca a avut la bază o viață duhovnicească de rugăciune. Mulțumesc pentru invitație, onorate gazde, onorați participanți. Nichifor Cainic a fost primul care a publicat un text despre rugăciunea lui Isus în perioada interbelică. Pe lângă faptul că lansase acest curs de mistică ortodoxă în 1927 la Chișinău, pentru că în 1926-27 curs despre Dostoievski și creștinismul rus, iar după aceea la Facultatea de Teologie din București, între 1932-1944. El, cu toate că absolvise seminarul teologic din București, apoi Facultatea de Teologie, simțise o secetă sufletească, pentru că această dogmatică care se preda în perioada respectivă era una pe care o considera sternă și neziditoare, care nu strădătea de fapt nicio energie creatoare. Și atunci Cainic a trăit cu această secetă sufletească până când a ajuns la Viena, invitat de Lucian Blaga, unde a studiat și la Universitatea din Viena pentru o perioadă, a descoperit în anticariatele de acolo o sinteză despre misticii bizantini, Sfântul Maxim Mărturis, Florian Damaschin, Dionisie Areopagitul. Și atunci a avut o revelație, el și-a pus în gând să se întoarcă în țară și să cumva să promoveze această mistică. Nu își pusese în gând să devină profesor de teologie, pentru că el ar fi vrut să se ocupe de publicistică în special. Dar odată cu înființarea Facultății de Teologie și a Universității de la Chișinău de către Ion Petrovici, a acceptat acest post de profesor la inițiativa lui Ion Petrovici, pentru că dacă ar fi fost după autoritățile bisericești, ar fi fost respins. Și atunci, ținând acest curs, bineînțeles, mai întâi la Chișinău, apoi în București, la un moment dat, în 1933, mai special, părintele Arsenie Boca era absolvent al Institutului Teologic de la Sibiu și fusese trimis în București la Academia de Arte Frumoase pentru, de către mitropolitul Nicolae Bălan, care văzuse că are talent la desen. Și în această perioadă îl cunoaște pe Nichifor Cainic, dar nu la București, la Sibiu, pentru că deja exista o prietenie între părintele Stăniloae și Nichifor Cainic. Nichifor Cainic îi ceruse părintele Stăniloae să trimite articole la ziarul său calendar, încă din 1933. Și atunci, la masa mitropolitului Nicolae Bălan, părintele Arsenie intră în legătură cu Nichifor Cainic, deci în 1934-35. Și, întorcându-se la București pentru cursuri, merge în paralel la Facultatea de Teologie și declară apoi că aceste cursuri i-au deschis calea către monahism și către desăvârșire, către dumnezeire. Pentru că ce studiase părintele tânărul Zian Boca la Sibiu nu fusese suficient pentru a-l convinge să se angajeze pe această cale. Și mai ales că în cursurile sale de mistică, Nichifor Cainic punta faptul că numai pentru o mănăstire care să-l prezinte, să-l actualizeze pe Iisus Hristos, va putea să regenereze și viața bisericească în regat. Relația dintre ei a continuat. Astfel, în 1938, Nichifor Cainic primește niște manuscrise de la mănăstirea Frăsimei, de la starețul Simeon Condei, manuscrise ale Filocaliei moștenite de la Gherasim Saturin, un episcop retras acolo. Cu toate că el menționează că ar fi fost traducerea lui Gherasim Saturin, dar de fapt o traducere a unui călugăr român de la Sfântul Prodrom. Și atunci Nichifor Cainic ce face? Citește aceste manuscrise și face o scrisoare către Sfântul Sinod în 1938, prin care cere sprijinul pentru publicarea Filocaliei. Atunci mitropolitul Nicolae Bălan în Sinod își ia angajamentul să ofere sprijinul tiparului.
dar nu erau de ajuns aceste manuscrise. Anul următor, în 1939, părintele Arsenie Boca, care era deja diacon din 1936, sunt convins de aceste cursuri de mistică, vrase ca diacon civil, merge la Muntele Atos, se întoarce cu alte transcrieri ale filocaliei și în același timp cu un manuscris în limba greacă, cu un manuscris cu ceea ce publicaseră grecii, și îl impulsionează pe părintele Stăniloae să facă o nouă traducere. Și părintele Stăniloae, în prefețele primelor patru volume, publicate până 48, spune clar, n-ar fi fost posibilă publicarea, apariția acestor volume fără sprijinul necontenit al părintele Arsenie Boca și al mănăstirii Sâmbăta de Sus. Ei reușesc să publice primele patru volume până în 48, dar Nichifor Caneica a mai avut o contribuție. El cât timp a stat ascuns la Sâmbăta de Sus în iarna anului 1944-45, a corectat și din punct de vedere literar ceea ce traduseseră ei până atunci. Pentru că după 23 august 1944, Nichifor Caneica s-a aflat în pribegie, se ascundea de autoritățile bolșevice. Și atunci Părintele Arsenie l-a depozitat la Sâmbăta de Sus, fără știrea mitropolitului, care de fapt i-a întors spatele lui Nichifor Caneica. Și Părintele Stăniloae și Părintele Arsenie s-au gândit foarte bine să-l depozitească la Sâmbăta de Sus, din Sibiu. Chiar au evadat din Sibiu într-un camion cu brânză, riscând să fie capturați toți până la urmă. Dar au reușit să iasă din Sibiu, să stea o iarnă la Sâmbăta de Sus, apoi Nichifor Craienică obține un buletin fals pe numele de Ion Vladimir Spânu, pentru că un primar din Cernăuți, din Rădăuți, se refugiase la Sibiu și își face astfel un buletin fals. Aceasta este fotografia de pe buletinul fals, Ion Vladimir Spânu, negustor de cherestea. Și de la Sâmbăta de Sus, pentru că era o avalanșă de oameni care căutau pe părintele Arsenie, încearcă să plece și se refugiază în Hunedoara, la o preoteasă în vârstă și la fica ei, părinții lui Vasile Șoptan, un călugăr de la mănăstirea Sâmbăta de Sus. Și apoi, din Hunedoara ajunge în Mureș, mai întâi la ajunge într-o perioadă din Nepindea, pe la foștii studenți de-ai săi, ajunge chiar la fratele episcopului românilor din America, la un moment dat se adăpostește de Târgu Mureș, și de acolo la tinerele acestuia Ioan Sămărghițan. De fapt, părintele Nichifor Caneica n-a fost condamnat, arestat, pentru că l-a denunțat acel preot. El fusese condamnat în procesul ziariștilor naționaliști în 1945. Și astfel el aranjează cu acel preot pentru care de gând să se predea, de fapt. După care a spus că s-a predat pentru a-i se rejudeca această cauză. Se predă, îi se rejudecă, dar el fusese deja condamnat, nu se finalizează, de fapt, procesul. Dar el este aruncat pentru 15 ani, mai întâi un an pe la Băcărești, apoi la Aiud, unde trăiește un adevărat calvar, pentru că acei temniceri aveau, vă dați seama, o satisfacție ca să-l chinuiască pe un fost ministru. Și sunt numeroase mărturiile celor care au trecut pe Aiud despre cum ținea acele cursuri. Duminică dimineața, nu terciul era așteptat, ci predica lui Nichifor Craienică. Deci el a continuat aceste cursuri de mistică, a scris acele poezii care au salvat vieți până la urmă, Cântecul Potirului, Unde sunt cei care nu mai sunt, care s-au transmis după aceea în toate lagărele acestea și toate închisorile comuniste. Este, într-adevăr, după ce a fost eliberat, părintele Arsenie se pare că ia înapoiat manuscrisul Zilei de Albe, Zile Negre, a memoriilor sale, pe care le-a scris în această privegie din Transilvania. Și atunci Nichifor Craienică a încercat să le publice. Chiar a dat o nouă formă care se găsește și pe care am reușit să public și pe aceea. Bineînțeles, apărând întâmplări noi, dar altele fiind trecute sub tăcere. Dar acesta este manuscrisul, după manuscrisul original, acela salvat de Părintele Arsenie și mărturiile sale din pribegie.
Apoi se întâlnește, se reîntâlnește cu Nichifor, cu părintele Arsenie Boca, cu părintele Dumitru Stăniloae, care vizitează în apartamentul său de lângă Gara Basarab, deci stăteau ore întregi, până la miezul nopții se plimbau pe lângă Gara de Nord și discutau despre chestiuni teologice și nu, mai culturale, erau minți enciclopedice, personalități enciclopedice. Și nu numai atât, Nichifor, relația cu Nichifor dintre părintele Arsenie și Părintele Stăniloae și Nichifor Gari, nu s-a sfârșit odată cu închisoarea sau cu acest surgân și uitați pe toți prezenți aici la în 1969, pe 23 decembrie, la aniversarea de 80 de ani pentru că Nichifor Gari nu era născut, de fapt, și eu greșit. În 2013 am menționat că era născut pe 22 decembrie, era născut la ajun de Crăciun, de fapt, conform și actelor de la starea civilă. Da? Și aici s-a adunat sărbători și părintele Nichifor Crainic, fiica sa Nini, Furtuna Ioana Crainic, Ion Petrovici, aici Pani Vizirescu, iată-l pe Alecu Croitorul, regizorul care a murit acum câțiva ani, Horia Nițulescu, teolog și mare poet, nereditat, Nicolae Crevedia și aici Radu Gir și părintele Arsenie Boca, vedeți în costum, pentru că după ce a ieșit din temniță, Nichifor Gari l-a găsit pe ucenicul său în costum, aruncat afară din mănăstire 14 mai 1959. El n-a pentru ultimii 30 de ani și a petrecut în afara mănăstirii. Vedeți, alții și-au recâștigat, recăpătat acest loc în mănăstire și părintele Arsenie, cu toate cererile pe care le-a făcut, nu a mai fost primit. Și cu toate că se spune că, bineînțeles, înțelegem că a fost scos în acel an, că au fost niște presiuni înaintea decretului 410, dar de ce în ultimii 30 de ani, vorba de 30 de ani, în care părintele Arsenie a fost ținut în afara vocației sale, marginalizat, la fel ca și Nichifor Crainic, pentru că aceste cărți ale lui Nichifor Crainic erau interzise. Mitropolitul Iustin Moisescu i-a fost percheziționată de către securitate biblioteca de la Iași, cu tip era mitropolit, și au scos de acolo Nostalgia Paradisului și alte cărți de Nichifor Crainic. Deci vorbim aici de un om urmărit de-a lungul întregii vieți. Deci, nu numai că a fost urmărit, cât a fost în viață, a fost urmărit și parastasele lui Nichifor Crainic erau urmărite. Aici, părintele Arsenie, în 1976, pe 23 mai, la Biserica Enei, la parastasul pentru Nichifor Crainic, la parastasul de 4 ani, la cel din 1973, slujise părintele Stăniloae, la aceeași biserică Enei, slujise Stan Dimancea, părinte și consilierul la Patriarhie, părintele Stăniloae și arhimandritul Paulin Leca. Iar părintele Arsenie era în costum, deci el nu mai putea să slujească, vă dați seama cum s-a simțit în toți acești ani. Și astfel că părintele Arsenie a ținut foarte mult ca Nichifor Crainic, mai spus, o să vină inclusiv la Drăzănescu, există o scrisoare faimoasă pe care Nichifor Crainic a lăsat-o în urma vizitei pe care a făcut-o la Drăgănescu, pentru că ținea foarte mult la părerea maestrului său, nu atât la ceea ce spun cei din Comisia de Pictura Patriarhiei Române, pentru că cei se reproșează părintele Arsenie că acea biserică n-ar fi canonică, că n-ar fi bizantină, sunt lucruri aberante, pentru că prin regulamentul Patriarhiei Române, Comisiei de Pictura a Patriarhiei Române, se acceptau și stilul bizantin, și stilul modern, și vreo patru stiluri de pictură, pentru că... Și iată... Cum sunt în Ardeal. Da, cum sunt în Ardeal. Nimeni nu pictat bizantin. Nu exista o facultate de artă sacră. Toți studiau pe la Belle Arte, inclusiv părintele Sofian Boghiu, care a venit devizul pentru pictura de la Drăgănescu. Și care iarăși, după 1964, a putut să-și dea postul de preot și alte privilegii, în timp ce părintele Arsenie n-a mai putut. Deci aici se pune întrebarea. Aici este o icoană dăruită de părintele Arsenie lui Nichifor Crainic, Mântuitorul Iisus Hristos. În stilul acesta, preluat de la maestrul său Costin Petrescu, care este și autorul Stelei Patriarhiei Române și o mare personalitate care a pictat inclusiv la Paraclisul Sfântului Părintele, unde slujește părintele Patriarhului. Care a proiectat crucea patriarhală.
Deci îi reproșeam părinte Garsenie stilul, ar trebui să-i reproșeam și lui Costin Petrescu, a pictat la Patriarhie și că acea pictură este menținută și este lăudată. Dar pictura părintele Garsenie este etichetată în fel și chip, sau îi se găsesc tot felul de motive că despre relația părintelui cu maica Zamfira. În primul rând, ce s-a întâmplat după, ca să clarificăm lucrul ăsta legat și de Nichifocă. După ce a fost desfințată mănăstirea Prislop în 1960, părinte Arsen și maica Zamfira au fost eliminați în 1959, ei au trăit tot ca o obște. Maicile alungate după aceea, mai întâi e lângă Sibiu, la Rășinarea, apoi la și apoi i-au păstrat relația, duhovnic stareț. De ce? Pentru că într-o mănăstire, până la urmă, nu hainele te fac. Dacă tu în interior nu trăiești adevărul respective, și așa, și asta a fost atâta părintele Arsenie, că lui s-a fost o mare nedreptate. Și iată, a fost urmărit și părintele Arsenie Buca până... Iată, tot ce spune dumneavoastră și despre Nichifor Crainic și despre părintele Arsenie Buca, eu cred că, până la urmă, vin să accentueze mai mult această latură de martir și de mărturisitor. Atât a lui Nichifor Crainic, cât și a părintele Arsenie Buca. Și așa este. Știți, da. în istoria noastră bisericească, atunci când predăm elevilor de la seminar sau studenților de la Facultatea de Teologie istoria bisericească universală sau istoria Bisericii Ortodoxe Române, prima lecție fiind răspândirea creștinismului pe teritoriul actual al țării noastre, aducem în discuție o scriere a lui Tertulian, spune sângele martirilor, sămânță creștinilor. E bine, sângele, adică martiriul acesta al părintelui Arsenie Buca și al lui Nichifor Crainic, pot deveni pentru cei de astăzi semințe din care să răsară din nou ceea ce... Dar iată că sunt forțe care blochează. Și am uitat ce zicea Nichifor Crainic, ce scria în 1933, ca să încep. Când și-a pus piatra temelie la ziarul său calendar. Pentru că Nichifor Crainic nu a fost doar poet, profesor teologenistic, el a fost un ziarist, un continuator al lui Mihai Eminescu. Dar latura aceasta e trecută sub vedere și haideți să facem o experiență. Mergem mâine la Academia Română și cerem ziarele la care a scris Nichifor Crainic. Mergem mâine, mergem acum, să vedeți ce răspuns primiți. Nu se mai dau spre cercetare. Deci, apropo de sus, ce se întâmplă? Și Crainic spunea în 1933. Suntem cuprinși în păienjenișul, insensibil pentru cei mai mulți dintre noi, al unor forțe oculte cu ramificații internaționale, ce morfinizează lent conștiința românească pentru a dezmoșteni treptat acest popor de bogăție lui și pentru a transforma în salaporul disprețuit al unor interese străine, ce n-au nimic comun cu destinul românesc. În asemenea împrejurări, rostirea adevărurilor fundamentale de viață românească a ajuns o îndrăzneală ce se plătește scump. A fost de ajuns să spunem că suntem naționaliști pentru a stârni în jurul nostru, din ceasul întâi, coaliția tuturor forțelor vrăjmașe de care am pomenit. A fost de ajuns să ne proclamăm creștini pentru a fi puși la stâlpul infamiei ca niște monștri reacționari care vrem să ucidem progresul umanitarist al epocii. Loviturile criminale n-au întârziat. Deci ăsta a fost Nichifor Crainic, care a fost urmărit de serviciile secrete de când a început să-și lanseze ziarul sau calendarul, se găsesc documente care au moștenit de fosta securitate și după moarte. Și parastasele erau supravegheate și inclusiv și astăzi. Și după 90. Și astăzi. Și după acest 90, text sunt aproape că e profetic pentru ceea ce se întâmplă. Sunt mulți care durează astăzi. M-aș ocupa de Nichifor Crainic, dar nu vreau să-mi stric cariera. Și sunt cercetători plătiți cu bani grei și din străinătate și de aici ca să îl discrediteze. Și ați văzut pe Wikipedia și peste tot ce etichete îi se pun, care pot fi demontate foarte ușor, au fost demontate prin altul acela care a fost reabilitat datorită lui Pan Vizirescu. Pentru că altfel noi n-am fi avut voie să ne întâlnim, să vorbim despre Nichifor Crainic, să-i facem elogiu. Și așa s-a întâmplat. Și sunt câțiva în lotul respectiv care n-au mai putut fi reabilitați, s-a redeschis procesul și imediat. Deci vedeți că vorbim aici de niște lucruri foarte adevărate. Pentru că Nichifor Crainic a intrat în conflict, uitați în ziarele sale. Eu am obținut
cu mare greutate în colecții complete. Calendarul, pe primul număr, 1930, și începem. Prima creștinism, menirea calendarului. După aceea, i s-a interzis pentru o perioadă, a fost interzis iarul pentru câteva luni, și după aceea scriea recepe. Calendarul este creștin, ziar naționalist, ziar monarhist, ziar care luptă pentru ierarhizarea morală a societății românești, ziar al milioanelor de săraci, spoliați de aventurierii politici, a fost victima unei monstruoase răzbunări personale, că răul lui a fost bătrâna epavă politicianistă Constantin Argetoian. Pentru că în timpul care a intrat în conflict cu franc-masoneria. Asta a fost povestea. Cu Jean Pangal, el a atacat în ziarul său, calendarul pe Jean Pangal. Și de aici a pornit, chiar pe scaunul de ministru, el spunea tot răul mi s-a tras pentru că am atacat franc-masoneria. Calendarul e singurul ziar care a atacat, uitați, frontal franc-masoneria. Franc-masoneria ne-a decretat moartea printr-un din șefii ei, Constantin Argetoian, care a fost publicată o carte despre masoneria în perioada comunistă și el era de gradul 33 de viață. Și de aici, astea sunt lucrurile... Iată, îmi pare rău că nu mai este domnul director de la muzeu. Uitați, în Sfântul Piatră, Crainii, după ce s-a desfințat ziarul în 1933, la sfârșitul anului, de ce? Pentru că scrisese acel articol în Țara Regelui Vider și al reginei Duduia, în care ataca bolșevismul de un anumit tip și l-a atacat inclusiv pe regele Carol și pe Elena Lupeasca, pe care o vedea ca să e o nouă iutită în cortul lui Holofern, să-l decapiteze, așa ea era acuzat că decapitează, nu? Că-l decapitează. Iată, Sfarmă Piatră îi dedică un număr lui Nicolo Craim, de a scris zeci sute de articole și merge mâine să vedem dacă le mai e. Se dau spre cercetare, nu se mai obține nimic. Despre Lucian Blaga, uitați, articole ample. Aici nu e numai despre Lucian Blaga, e despre România, e despre spiritualitatea românească, despre ortodoxie, despre energiile acestea creatoare, pentru că au fost două direcții, ortodoxia și mitul folclorii, cele două direcții ale revistei Gândire. Forme de renaștere românească care nu sunt puse în valoare acum. Și ucenicii săi din plan teologic, din plan literar, uitați, Vintilă Horia, iarăși, i s-a dat, a fost numit cetățean de onoare post-mortem, iarăși, și s-a retras acel titlu. Figurați de ce se întâmplă și premiul Goncourt și toate scandalurile s-au publicat de până. Adevărul nu prea poate fi nuanța. El trebuie spus, răspicat. Nu se poate nuanța. Lucrurile pe care Dragnic, da, prin scrierile lui și cei împreună cu el și părintele Arsenie Boca și toți ceilalți au spus adevărul așa cum trebuie spus. Așa cum și Mântuitorul la Evanghelie spune ce este da, da și ce este nu, nu și ce este mai mult decât atât de la cel potrivnic. După care a fost. Cred că și ceea ce am făcut noi astăzi este da, eu mic ce-i drept, dar trebuie să continuăm. Domnul Ștefan Păun. Aveți cuvântul, vă rog să încheiați, pentru că sunteți istoric și trebuie să încheiați. Să ne spuneți. Înainte de a prezenta sintetic câteva aspecte despre Nichifor Crainic și vreau să vă spun că am să aduc în atenția dumneavoastră două lucruri inedite. Deci înainte de a vorbi despre Nichifor Crainic, și cum am aflat de acest mare scriitor român, dar nu un scriitor, și ziarist, și publicist, și profesor, etc. În primul rând vreau să mulțumesc pentru invitație. Consider că activitatea de astăzi este o activitate deosebită pentru a pune în valoare personalități ale culturii giurgiuvene lășcene. În al doilea rând, vreau să mulțumesc preasfințitului dr. Ambrozie, deși nu este prezent aici, deoarece în 2014, când am publicat monografia Comunei Topor, a fost lansată la biserica din această comună, unde a fost prezent
cu domnia sa, i s-a acordat distinția de Lucia Brășeanu. Încă o dată vreau să-i mulțumesc cu această ocazie și pornind de la acest aspect, m-am implicat mai mult în cunoașterea personalităților giurgiuvene pe scene, în promovarea acestora, în rândul studenților, în rândul elevilor, în rândul comunității locale și naționale. Despre Nichifor Crainic am auzit prima dată atunci când eram inspector școlar și am mers la Bucata. Am auzit despre această personalitate alături de Constantin Scumișteanu, un învățător local ce a scris o monografie extraordinară unde Nichifor Crainic, așa cum a spus dumneavoastră aici, a prezentat niște desene foarte interesante și cred că o să le produc în o revistă pe care o public eu și am să vorbesc despre aceasta mai sfârșit. Nichifor Crainic, așa cum spunea Dumitru Stăniloae, e o mărturie a spiritualității românești. Nichifor Crainic este un scriitor român interesant, a sintetizat gândirea românească interbelică, a prezentat-o nu numai națiunii române, dar și întregii Europa. Și o să vedeți despre ce este vorba. Între 1922 și 1933, în calitate de consilier cultural al Fundației Principele Carol, a susținut la editura Cultura Națională, publicarea celor mai importante opere ale scriitorilor români, după știința mea, circa 28, în colecția Cartea Ben. Dar ce este extraordinar? S-a spus că în enciclopedia bugetară, el nu este trecut la scriitorii fașiști, legionari. Nu este trecut. Nu este trecut în nici în alte situații. Dar e trecut în... Este. În corpul enciclopediei, dar nu la suplimentul. Da. Asta demonstrează. Lucian Predescu a fost o mare personalitate. Da. A scos o enciclopedie care nu poate fi contestată de nimeni astăzi și nu cred că el putea să facă o apreciere care să nu corespundă realității. Despre Nichifor Crainic. Nichifor Crainic îl însoțește, și poate acest lucru este inedit, sau cred că unii dintre dumneavoastră cunoașteți acest lucru, îl însoțește pe Titulescu la Societatea Națiunilor și vorbește în plenul societății despre Statele Unite ale Europei. Este o idee a vremii respective, ce a fost promovată și de ministrul de externe francez, care și a fost asasinat pentru că se pare acest aspect, o idee la care Nichifor Crainic s-a gândit. A fost un vizionar. Dacă citim, examinăm atent toate aceste aspecte, vedem că în momentul acesta, Nichifor Crainic este actual. El a militat și a propagat cultura românească pentru spațiul european din care facea parte și iată că astăzi noi toți ne îndreptăm spre acest spațiu european. Nichifor Crainic, pentru Blașca, reprezintă foarte mult. Și poate într-un articol viitor pe care o să-l scriu, sau o să-l public, sigur, am să arăt aceste aspecte. Nu este nici timpul necesar acum pentru a pune în evidență aceste lucruri. Nichifor Crainic a propagat această zonă în o serie de articole
publicate în presa vremii, în presa în care el a publicat sau pe care a condus-o și reprezintă, dacă vreți, ceea ce gândea el despre această zonă. Revin asupra zonei cunoscute sub numele de zona Blașca. Deși în toate documentele istorice și enciclopediile, eu știu, dicționarele, se spune că alt județ este cel care este menționat pentru prima dată, vreau să vă spun că Blașca este cel mai vechi județ, este județul care apare în o serie de documente și a demonstrat-o filozoful Ilie Gherghel, încă din timpul Imperiului Roman. Un cartier al Constantinopolului a purtat această denumire, da? V-am spus, timpul este prea prețios și nu putem extinde această chestiune. Spuneți scurt. Se pare că, poftiți? Timpul e scurt. E scurt, da. Se pare că Nichifor Crainic a sesizat acest aspect. Din cauza aceasta, îl prețuiesc și cred că într-un viitor apropiat voi scrie un material despre acest scriitor de valoare. Ca hobby, public la Independența Română, Independența Agricultură. Se găsește și pe internet. Nu numărul din luna sau din cele apare de 6 ori pe an. Independența Română, Independența prin cultură, a publicat număr din decembrie 1917 despre Nichifor Crainic, poet creștin. Ce număr e acesta? Ăsta e chiar numărul despre Nichifor Crainic. Nu, dar ce număr a apărut? În 2017. Așa. Și despre Părintele Arsenie Boca. Da? Mai vreau să spun că în 2010, la DEPA, a apărut o monografie despre Nichifor Crainic. Este scrisă de profesoara Marcela Pârbulescu. Nichifor Crainic, prin activitatea de astăzi, eu sper să fie ce în ce mai cunoscut, mai ales în aceste medii ale noastre giurgiubene plășcene, dar și în mediile academice, în rândul elevilor, studenților. Revin la Sfinția sa, Dr. Ambrozie. Un om de o mare cultură. Pe lângă distincțiile pe care le-am primit, Ordinul Meritului pentru Învățământ în grad de mare ofițer sau ambasador onorific al spiritualității românești, asta a fost distincția care, aș spune așa, m-a răscolit cel mai mult. Da. În 2014 mi se acordă de domnia sa această distinție. Atunci mi-am luat acest angajament de a continua și a cerceta cultura, istoria, civilizația brășceană și din 2018 public, să zicem așa ca un hobby, Blașca, istorie, cultură, civilizație, cu articole științifice și nu numai despre această zonă deosebită, despre care am spus, care reprezintă țara românilor, despre cultura și istoria națională. Nu așa copii, deși din Giurgiu și din Teorman? Sunt produsul școlii giurgiubene, am fost geografic al școlii generale. Geografic, copii, deși din Giurgiu și din... Da, da, și din Giurgiu, o parte. Și Teorman. Și Teorman. Da, și din Giurgiu. Un pic. Deci am învățat la școala Nicae Eminescu, școala numărul 4 Giurgiu, liceul la Ion Maiorescu Giurgiu, am scris și o monografie a orașului Giurgiu și o carte de monografie despre Nicolae Ion Bacian, al doilea director al liceului Ion Maiorescu. Revenind la doctorul Ambrozie, un om de mare cultură,
pus în valoare zona respectivă, vă rog să rețineți, am urmărit cu foarte mare atenție și vreau să pun în evidență acest aspect. Au fost publicate foarte multe cărți despre această zonă, despre cultura giurgiuveană, despre bisericile, mănăstirile din Giurgiu. Cu această ocazie, eu în calitate de istoric aș vrea să-i mulțumesc, dar cercetând zona, Dumnezeu m-a ajutat ca să descoper două lucruri foarte interesante. Primul lucru, balada ciobanului care și-a pierdut oile, o variantă din Vlașca, nemaicunoscută și nepusă în evidență de nimeni. A fost publicată și Independența Română, poate fi văzută și pe internet, am spus, Independența, și în Vlașca Cultură și Civilizație. Deci în antologie a Mioriță, făcută de Adrian Foci, nu e? Nu este, așa. Dar, domnilor și doamnelor, în, eu știu, drumurile mele prin acest județ, în calitate de inspector școlar, de istorie, dar și de religie la un moment dat, și inspector general de două ori, am văzut aproape toate bisericile și cimitirile din fiecare localitate în parte. Descoperirea, după părerea mea, epocală pentru această zonă, este o cruce paleocreștină din secolul 2-3. Știu că o să rămâne surprinși de ce spun. Este confirmată și am un studiu despre acest lucru. Și vă spun și de ce, fără să vă dau locația. O să apară numărul care apare săptămâna viitoare a revistei respective și va fi publicat, după lungi insistențe, și Independența Română, o pagină. De ce, sau cum poate fi confirmat această cruce? A întrebat domnul profesor Scurtu. Vreau să vă spun o mare personalitate, eu l-am cunoscut și îl cunosc foarte bine. Domnia sa nu este numai profesor de liceu, eu cred că ar trebui să fie și profesor universitar. Dar asta e o altă. S-a trecut. Argumentul pentru paleocreștinism al grupului respective e câteva cuvinte. Există fotografiile care vor fi publicate în revista respectivă și în revista aceasta. Crucea respectivă este, de fapt, o piatră care seamănă mai mult cu pietrele din sanctuarele dacice și care are formele, să le spunem așa, ale crucii lui Hristos, realizate mai târziu. De ce această cruce este paleocreștină? Am luat toți scriitorii și părinții bisericii, tot ce s-a scris despre zona aceasta, despre catacombele romane, etc., etc. Am făcut cercetarea necesară. Crucea respectivă această piatră ovală aproape nu are semnele lui Hristos. Și are două foarte interesante. Un pește și o corabie. Ce vine în contradicție cu toate crucile creștine, în special după Constantin cel Mare. Neavând aceste aspecte specifice crucilor moderne, să le spunem așa, ea, fiind comparată cu altele din alte zone europene și chiar românești, ne îndeamnă spre secolul 2-3. Ba mai mult. Dacă, într-adevăr, o cartare, să spunem,
mai complexă, pune în evidență și mai mult corabia respectivă chiar de secolul 2. Pare extraordinar. Cum a rezistat acest simbol paleocreștin în zona noastră? Știți că o întâmplare poate a favorizat acel lucru. În timpul regimului comunist, când pământul era folosit pentru agricultură, s-au desfințat foarte multe cimitire. Cineva, nu știți cine, a strâns toate aceste cruci într-o grămadă. Astăzi este undeva într-o zonă a județului Vlașca, bântuită, să spunem așa, de vegetații, necunoscută de nimeni. A mers acolo și am rămas șocat. Lângă cucuruzul, cumva? Am să vă spun cum am. Da. E secret. Așa. E secret. Nu e secret. Da. Nu, Doamne ferește, nu e secret. Da. Dar din dorința de a trezi interesul tuturor celor care se sporeuiți, așa, și care se ocupă de cultura acestei zone sau de zona, cultura națională, în esență, am zis până nu se publică, hai să... Carapancea, Cucuruzul, acolo bănesc. Da. Mai mult în această grămadă de cruci, se poate urmări scrierea în această zonă, Vlașca, Țara Românilor, am spus-o mai înainte, din această perioadă a secolelor 2, 3, 4, 5, 6, deci de la alfabetul chiritic până la alfabetul românesc. În 1868, scuzați, din 1868 apar sau sunt și unele cruci cu scriere latină, înainte cu alfabet chiritic. Aceasta este povestea respectivă în legătură cu Nichifor Craie. Spune că astăzi, aici la Giurgiu, inaugurăm un gen de manifestare care era necesară pentru spiritualitatea românească și cu atât mai mult pentru spațiul nostru cultural. Este vorba despre acest proiect, iată, înfăptuit astăzi, al Episcopiei Giurgiului, prin care Nichifor Crainic este readus în atenție, este redescoperit și promovat ca un gânditor, teolog, poet și intelectual important în cultura românească. Sper și sunt convins că vom permanentiza astfel de întâlniri la care, iată, avem buna ocazie de a mijloci între Nichifor Crainic și generațiile tinere, care nu trebuie să-l uite, trebuie să-i cunoască opera și gândirea pentru, ca să spun așa, folosind chiar cuvintele lui Nichifor Crainic, să punem puncte cardinale în haos. Evenimentul de astăzi a fost organizat de Episcopia Giurgiului în parteneria cu Muzeul Județean Teohare Antonescu, cu concursul unor personalități ale culturii române, profesori universitari, editori și muzeografi, care au vorbit despre Nichifor Crainic, scriitor și teolog născut în județul Giurgiu la Bulbucata, de la cărui trecere în veșnicie am comemorat
o jumătate de secol. S-a realizat în același parteneriat și o expoziție comemorativă cu concursul profesorului dr. Nicolae Scurtu, cunoscut colecționar, și în același timp s-a marcat în cadrul programului Zilele Muzeului Giurgiovean acest eveniment care face notă specială pentru un mare om de cultură ostracizat în timpul regimului comunist și care nici astăzi nu beneficiază de un portret real, echilibrat, dincolo de păcatele lui omenești, de lucrurile controversate, dar a fost vorba de un deschizător de drumuri, a fost vorba de un om care a ars pentru credință și pentru țara și poporul lui.